Salut, prieteni! Astăzi vin la voi să vă spun ce fac în zilele în care sunt stresată, anxioasă, împreună cu o vreme ploioasă și cu un deadline determinat și copil acasă. De obicei, atunci când sunt stresată, folosesc uleiuri esențiale, folosesc exerciții de respirație și alte câteva tehnici pe care le învăț, îi învăț pe clienții mei în programul de coaching pe care îl am. Însă, ce o să vă învăț astăzi este una din tehnicile pe care le folosesc, anume uleiuri esențiale. O să folosim astăzi lavandă și bergamot. Unul este ulei calmant, care ajută să ne calmăm emoțiile și unul este de primă intenție în anxietate, stres sau depresie. Și e citric, însă miroase a cer. Cred că asta e singurul lucru pe care pot să-l spun. Și atunci, ce fac atunci când sunt stresată? De exemplu, astăzi, afară plouă, am trecut printr-o grămadă de schimbări în ultimul timp profesional, trebuie să termin un proiect care am deadline-ul astăzi și Nathan, cel mic al nostru, e acasă, l-auziți în fundal. Și atunci, ca să pot să-mi liniștesc emoțiile și să mă așez la computer și să termin ce am de făcut în exact 2 ore până vin ceilalți copii acasă, am nevoie de ceva care să mă ajute rapid. Și atunci, o să fac așa. Pun o picătură de lavandă, o picătură de bergamot în palmă, frec palmele împreună și inhalez. Lavanda este calmantă, liniștitoare și așa îmi dă un sentiment de pace și bergamot îmi ridică starea de spirit. Cred că e cea mai faină combinație de parfum. Și îmi dă așa o stare de veselie cumva, de calm, de curat, de așezat, ceva de genul. Și atât, pentru că prin sistemul limbic informația ajunge la creier rapid, în câteva nanosecunde, și amigdala, care e responsabilă de emoții și de amintiri, pur și simplu intră în acțiune și atunci, exact în secunda asta, creierul meu a primit mesajul că e ok și e ok să fiu liniștită, de calm, de relaxare și mesajul de uplifting și de veselie, după cum au zis, și al nostru copil face la fel. Mulțumesc că sunteți cu mine, dacă știți pe oricine care are nevoie de soluții rapide, like, exact așa, pentru stres, anxietate, depresie sau orice altceva, spuneți-le și haide să ne auzim. Mulțumesc că ești cu mine, apasă pe butonul share și spune-le și prietenilor tăi.